Ce le recomandați părinților care n-au curaj să lucreze, fie că spun că n-au diplome, fie că nu se asculte copiii, fie că eu nu sunt capabil și că sunt doar părinte, sau că li s-a spus, nu știu, că tu trebuie să fii doar părinte, nu trebuie să fii și terapeut? Un părinte poate să fie absolut orice pentru copilul lui. Și medic poate să fie. Bine, nu de specialitate, dar poate să fie, pentru că părintele simte cel mai bine copilul. Și ca și sfat, să stea jos un pic, să respire adânc, să se uite pe toate webinarele dumneavoastră, să încerce să-și achiziționeze măcar un curs, cel de limbaj, care este foarte important, și cursul de joc, dacă se reușește în mare măsură, pentru că și acela ajută la conexiunea cu copilul și să lucreze după un plan structurat. Dacă reușesc părinții cumva să introducă sau să propună din sfaturile dumneavoastră și terapeuților, dacă observă că se întâmplă ceva în neregulă la terapie și nu se lucrează tocmai corect, pentru că dumneavoastră și în cursuri și pe webinarii spuneți ce nu e bine și ce e bine, să integreze și acolo, pentru că și acolo se învață, și acasă se învață, și la cumpărături, și peste tot aplicate tehnicile pe care ni le spuneți, și o să ajute foarte mult. Nu au cum părinții să nu se conecteze cu copilul și nu au cum să nu fie terapeuți.